Următoarea săptămână a lunii iunie va debuta cu aspecte puternice între Mercur și Neptun, precum și între Venus și Neptun. Deși aceste influențe nu vor cauza mari dificultăți, ele vor introduce contradicții pentru cei care lucrează cu informații sau încearcă să găsească soluții optime la probleme urgente. Intuiția poate sugera un lucru, în timp ce faptele vor indica altceva făcând obținerea rezultatelor o sarcină extrem de dificilă. Pești, balanțele și taurii ar putea fi mai vulnerabili la manipulare din cauza susceptibilităților la lingușire. În schimb, săgetătorii riscă să facă investiții nereușite. Gemenii și fecioarele ar putea trage concluzii eronate despre partenerilor, interpretând greșit cuvintele sau acțiunile acestora, ceea ce poate conduce la conflicte sau neînțelegeri. Totuși, conjuncția dintre Venus și Mercur va îmbunătăți atmosfera săptămânii, facilitând o comunicare interpersonală mai armonioasă și creând o sferă romantică pozitivă și interesantă pentru majoritatea zodilor. Balanțele și fecioarele vor manifesta un interes crescut pentru estetica spațiului lor, atât acasă cât și la locul de muncă, în timp ce taurii se vor concentra pe viața socială, participând cu plăcere la evenimente, expoziții și teatru, gemenii vor fi atrași de arta intelectuală, iar peștii vor reuși să organizeze procese profesionale care până acum păreau imposibil de structurat. Sextilul armonios între Mercur și Marte de la mijlocul săptămânii va oferi berbecilor și scorpionilor ocazia să înceapă proiecte interesante care vor necesita mult efort și cheltuieli intelectuale, dar vor aduce rezultate remarcabile. Călătorile de afaceri scurte și activitățile sportive vor fi favorabile pentru capricorni în această perioadă. Racii și peștii implicați în domeniul științific pot obține succese remarcabile, iar peștii vor putea clarifica relațiile cu partenerilor și vor ajunge la acorduri pe termen lung gemenii vor avea oportunitatea să-și îmbunătățească pozițiile în carieră, iar fecioarele își vor relua proiectele lungă amânate cu o energie renoită, ducându-le la o concluzie logică. Leii și săgetătorii vor putea rezolva problemele emoționale sau sexuale, îmbunătățind relațiile cu colegii de muncă și starea lor de sănătate. Vărsătorii vor simți un val de putere și energie pe care îl vor direcționa către atingerea unor noi obiective. Balanțele vor putea scăpa de ezitări și nehotărâri, luând inițiativa în afaceri și relații și chiar obținând popularitate în anumite cercuri. Luna plină în Capricorn, care va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, va aduce în prim plan probleme legate de obținerea rezultatelor, stabilirea obiectivelor și planificarea. Este un moment potrivit pentru introspecție, identificarea scenariilor negative care împiedică încrederea în sine și abilitățile de stabilire a obiectivelor. Pentru raci pot apărea dificultății în echilibrul dintre familie și muncă, care trebuie abordate pentru a avansa în carieră cu succes. Taurii și peștii sunt sfăduiți să lucreze cu gândurile și fricile obsesive iar capricornii ar trebui să acorde mai mult timp familiei și casei. Gemenii, balanțele și vărsătorii vor putea înțelege motivele unora dintre eșecurile lor dacă și vor dedica timp analizării gândurilor și acțiunilor lor din luna precedentă înainte de luna plină. Berbecii, scorpionii și leii vor primi perspective noi care îi vor forța să și schimbe cercul social în viitorul apropiat. Aceste influențe planetare oferă oportunități de creștere și dezvoltare, dar necesită de asemenea atenție și introspecție pentru a naviga cu succes printre provocările săptămânii. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.